Bine v-am găsit, dragi prieteni, aici în preliminariile Europa League. Din păcate, în grupa morții n-am reușit să facem față, ceea ce cred că era și logic. Dar am reușit pe locul 3, care ne-a dus direct în preliminariile Europa League, unde, din păcate, am dat o echipă destul de grea, dar accesibilă, dar totuși grea. Montpellier. Ei, puteam să dau de PAOK, de Anderlecht, de Trabzonspor, de Rennes, de Salzburg, de Slavia Praha, preferații noștri. Aalborg, Ferencvaros, nu, Montpellier. Dar totodată văd aici și echipe mari, cum ar fi Ajax, Chelsea, Milan, Villarreal chiar și Leverkusen. Deci va fi destul de interesant. Hai să vedem tur-retur aici în acest meci nebun cu Montpellier. Dar desigur, un meci nebun a zice să-l faceți și voi acolo mai jos prin comentarii. Și totodată apăsând acel buton de like. Fiecare buton de like e un gol marcat. Ia uite ce frumos am gândit-o pe asta. Bun! Deci, hai să vedem, avem aici o echipă superbă cu Octavian Popescu, cu Ian Stoica, care, l-ați văzut și mai înainte, era acolo, așa, un om important al echipei. Totodată, desigur, avem o echipă faină, în creștere, în dezvoltare, care, desigur, de-abia aștept să văd ce jucători voi mai găsi și care, ce, cum va mai evolua la sfârșitul sezonului. Chiar aștept statistici și evoluări să văd exact cum stă treaba. Dar, hai să vedem aici, ce pasă bună a dat aici la Oscar, nu, ne-a făcut șahmat aici Montpellier, apărarea noastră a rămas pur și simplu imită și aici Cabela are cancer. Iar-i bagul ăsta. Uite, tipul ăsta a făcut ce update nu de mult. Și tot timpul mi se mai se întâmpla așa că după anumite update-uri să te trezești cu jucătorii că nu mai au față scanată sau respectiv o au, dar sunt așa tunși la 0-0, nici sprâncene, nici nimic, de zici că avea cancer. Bine, asta e o glumă de-a noastră de pe channel, dacă sunteți aici mai noi și n-ați râs. O să vă dați seama de-a lungul timpului dacă veți fi abonați. Și aici Florinel Coman! Ce comeback! Inegalabilul Florinel Coman! De deschid bine, mă! Bine, mă! Au deschis Montpellier scorul, dar acum deschidem și noi apetitul nostru pentru fotbal aici. Ce frumos a șutat-o! Și la prima atingere, 1-1 aici cu Montpellier. Ia uite, gol în minutul 6 și apoi gol în minutul 11. Se anunță un meci nebun, un meci mare, un meci șmecher-ștecher. Acum să vedem dacă reușim să-l câștigăm, dar oricum, măcar e meci șmecher-ștecher. Nu știu ce s-a întâmplat, dar da. Da. Deci mi-a dat gol Montpellier din corner, un gol destul de... Da, gol din corner. Și ceva s-a întâmplat acolo cu ăsta de recording. Dar dintr-o dată și-a revenit, știi? Eu am un colț, am un, vă zic de programul meu, am un colț așa o chestie, știi, care mi arată frame-urile și când e pe roșu, gen filmează, când e pe verde, nu filmează, sau când e pe gri, e pe pauză. Mă rog, și a văzut acolo dintr-o dată așa că parcă l-a apucat bâțul așa, nebunea. Și nu știu dacă s-a înregistrat sau nu s-a înregistrat, asta cred că din păcate voi vedea de-abia pe... la final când voi mai edita videoul în Sony Vegas, dar da, nu știu, nu știu. Dacă ați văzut golul, super, dacă nu, oricum n-ați văzut mare lucru, doar că, din păcate, mergem la vestiare conduși de Montpellier, ceea ce este trist. Aici n-aș par fi să nu trec de preliminarii, dar totuși și Montpellier, dar totuși noi ar trebui așa, Adică totuși avem o echipă frumoasă, o echipă care a mai evoluat pe parcursul unui sezon. Dar totuși, tot parcă aș vrea să țintez cumva spre Conference League, acolo știu că aș putea să ajung departe, de, dacă nu chiar să câștig deja cupa. Dar, na, știi cum e, că... Dar de, mai știi, poate ne trezim că simulăm... Da, în campionat în mare parte mai simulăm ușor cu timpul, știi? Te voi simula și voi lua mai mult... Asta de europene și minuni în considerare și se știe niciodată, mai știi, poate ne trezim pe loc de Europa, de Conference și atunci, da, vedem, oricum, na, ce să zic, rămâne de văzut, oricum,
N-a fost offside. Wow. What? Ok. Dar oricum, măcar Europa League, aici zic eu că ar trebui să forțăm, dar se vede că nu tare ne disturcăm acum în pelie, dar ca norocul că este tur-retur la acest meci, deci nu este doar unul, este tur-retur și să sperăm că când vom juca la noi acasă, poate știe așa publicul, ne va ajuta să facem un miracol, că am mai făcut așa comeback, parcă în Conference League. Că eram cam trist, nu știu ce, aia că ăștia, nu știu ce, nu știu cum, și apoi dintr-o dată am văzut returul și mare comeback. Da, e ce fain ar fi. Dar după acest corner, culmea, suntem varză la corner, bă, zici că e realitate, mă. Și FCSB-ul a avut multe, multe probleme din faze fixe și în realitate acum asta am și o probleme în joc. Băi, frate, băi, nene, mă. Revedem din nou faza. A fost corner, a pasat aici și ia uite. Cum a rămas acel jucător liber acolo în careu? Nu mi-explic, chiar nu mi-explic. Cum și de ce l-ați lăsat așa liber acolo? Coza, ăsta e CB, mă. Ne-a dat gol CB-ul. Doamne. 3-1. Ni se scufundă corăbile. Măcar un gol. Trebuie neapărat să mai dau un minimum gol în acest meci, cât de cât să am o șansă de comeback în meciul următor, în returul meciului. Haide, băieți, un gol mai, măcar acolo un gol. Dacă nu două, dacă nu trei, ei, nu mă supăr nici la cinci. Numai să nu ne mai dea ăștia, bă, nene, mă. Eu tot lucru pe apărare, tot lucru, am mai transferat jucători, dar zici că acolo la apărare tot avem niște, să le zicem, mici probleme. Hai, Coman, fugi, mă, nene, mă. Haide, Coman, tu ai fost omul. Tu ai fost omul care a egalat. Poate reușești și acum să egalăm, știi? Două goluri, așa, viteză, 3 de turbo. Bă, dar nu mai ieși ninja, nu mai ieși ninja în out, frate. N-am putut să fac nici o schimbare. Haide. Am înjurat în minte să nu înjur pe video. 4-1, mă! 4-1! Cum că mai fac eu comeback-ul? Și fii atent cum a dat-o, bro, și ăla ce poziționare, mă mir că nu e offside. Dar serios, nu e offside. What? Poate mi se pare, logică mi se pare că nu greșește jocul. Bă, stai un pic. Stai așa un pic, bro, da. Adică, ia uite, uite unde e el, unde centrează, stai și acolo sus, nu am lâbă, vedeți? What the fuck? Cum dracu asta nu e offside? Asta este. Preliminare Europa League ne anihilează, nu știu cum altfel, stai să vezi că ne mai dat 5 goluri imediat, m-a las arbitru acolo vreo 70 de minute extra și ne trezim când ne dă manita. Doamne, ia, Cristea, haide Cristea, haide Cristea, haide Cristea, uite, uite ce sprint frumos, bun, bun, hai mă Coza, demet Coza, Gabela, Dominguez, Fabri, la Oscar, la Cabela, la Vahi, la Oscar, Oscar, la Dominguez și Fleur final 4-1. Ne-am luat o bătaie în Franța de Doamne feri. Ne-au băgat, cum să zic, le baguette în zăcur. Da, tristuc. Hai să vedem. Am un interviu, parcă și vă păști așa, îmi imaginez interviurile. Ce dracu să vă zic, bă? Ce să vă zic? Speram, credeam că pot, credeam că putem, dar Montpellier ne-a luat valul. Hai să vedem, direct match retur, adică victoria 1-0 cu farul. Așa. Așa.
Și hai să-l băgăm pe albul locului Shoot, mai joacă și băiețașul nostru. Și cam atâta, nu? Ca și schimbări, cred că atâta. Da, bun. Hai să vedem. Meci retur cu Montpellier, dar la noi acasă. Să une național, arena, mă. Aș vrea să zic Ghencea, dar... Hai să vedem. Să vedem. Ia uite ce stadion mare. Da, bă, ăsta e național, arena, bă. Păi crezi că jucăm meci de Europa League pe stadion mic? Stadion pitic. Mic pitic din Pitești, nu știu, am cătat o rimă, dar nu mi-a ieșit. Da, bun, Cristea, foarte bine aici acum. Ia uite că iese pasa, Olaru, ce repede s-au mișcat apărătorii franceza, l-ați văzut acolo, hop. Într-adevăr, ia uite că văd că au venit cu schimbări francezii aici, mai mult că sigur își mai odihnesc anumiți jucători. Acum că e un mei trebuie să dau 3 goluri, să egalez, ca apoi să fie un fel de extra time. Pe scurt îmi trebuie 4 goluri să câștig și să fiu Montpellier, înțeleg de ce nu l-au jucat pe Coza, nu l-au jucat pe ăla, Dominguez nu, e alt LB acolo. Dar totuși a păstrat ea pe Cabela, ia uite Sanchez, cred că a jucat și data trecută, sau la fals Sanchez, habar n-am, nume comun, ia Oscar e din nou aici. Dar Drăgușin, uite, e pe fază de data aceasta și blochează centrarea lui Oscar. Să vedem aici. Corner. Din corner ne-am luat data trecută 3 goluri. Unul din fază directă, care nu știu dacă e pe video, cum vă și ziceam. După care a fost faza aia de ajuns la Coza și atâta sau mai fă un. Mă rog, hai, ce contează. Hai să încercăm o centrare. Oi! Ia! Bullshit! Bine, mă! Ok, primul gol, Cristea. Dintr-o super pasă lui Ovidiu Popescu, care pentru 2 secunde, știi, o dăduse în pasă și l-a tămerea și făcă, aoleu, că bă, ăsta e senaut și n-o să mai fie nimic și ia uite, fix pe final a pasat-o. Revedem din nou reluarea acestei faze aici, credeam că o să tătiasă, dar a reușit prin slide tackle să paseze și aici Cristea pe fază, uite ce finalizare cu lato, așa, pac, frumos. Bun, băieți, haide, încă minim 2 goluri, minim 3, hai să fie la siguranță, că cum e Montpellier, poate ne mai trezim că ne mai dă goluri. Dar e bine că am deschis noi scorul, dar mai avem un drum lung înainte să stăm noi Cileanu și să zicem, ia uite că mergem mai departe. Hopa, Ovidiu Popescu! Pache, haide bă, ăsta trebuie să fie gol 100%, bro! Dică la mă, bine că acum e în formă portarul adversilor. Hai, ce frumos acolo, a fost liber pe contraatac, repede, nebunie. E așa cum din corner, bă, om lin ăsta, mă, ce cu portarul celor de la Montpellier? E on fire, dar nu și acum, Florinel Coman, gol, 2-0 cu Montpellier. Mai avem nevoie de 2 goluri minim 1. Bine, mă, Coman, mă. După un prim sezon destul de slab, aș putea să exagerez să zic, ia uite mă că acum în cel de-al doilea sezon începe să fie alt om. Și a revenit și după acea mare accidentare, hai să luăm așa ca și cum ar fi în realitate, că a avut Coman săracul de el o accidentare groaznică care aia l-a cam scos de pe șine, să spunem așa. Era pe drumul cel bun, dar aia cam deraiat, dar nu-i stres că-l punem noi înapoi pe picioare și ia uite, face mare atacant din el. Dar hai să ne bucurăm pentru că încă mai ne trebuie, cum am zis, 2 goluri, minim 1. nu știu ce mi se pare funny fraza asta. Ai, cum a trecut timpul, bro! Fuck, acum am uitat cât e timpul și când am văzut minutul 84, de capul meu. Am și dat de ăla de attacking, știi, de constant pressure, să ținem presiunea pe jucătorii celor de la Montpellier, să ne mai facem noi ocazii. Într-adevăr, suntem expuși și contraatacurilor în acest stil de joc, cum vedem și acum. Dar, desigur, ce rost mai are, ia uite, ultimele minute, la propriu, ultimele minute, bro!
Hai, fiecare pas să contează aici. Fault, fault. Bine, mă, că nu dai fault și dai offside. Hai, mă, sub, bă, bă, mi-ai carul, mă. Uite-te, mă, la arbitrajul ăsta. Hai, da, nu. 2 minute suplimentare și s-au dus. E gata. Ai, bro, 2-0 acum, mă. De ce n-am putut să joc așa și primul meci? Și din păcate, n-am reușit. Da. Asta îmi dă un flashback cu naționala, cu naționala României. Puteam, dar n-am putut. Se putea, dar n-am putut. 2-0 totuși în meciul de acasă, care din păcate n-a fost de ajuns să trecem mai departe și nu-mi zice că trece Ferencvaros de Villarreal. What? Some questions regarding the match? Ferencvaros. Holy shit. Hai să facem așa câteva chestii, ok, drăgășim, da, da, asta este, lăudăm, a avut un meci bun, logic, n-am primit goluri. Și asta este, ni s-a terminat drumul Champions League și acum ni s-a terminat drumul și în Europa League. Îmi place că Gigi Becălie Mike ar vrea să mă dea afară, for some reason. Hai să ne uităm împreună de ce. Ok, vine ofertă pentru Alexandru de la Sepsi. Da, hai, du-te acolo că poate și joci. Aici nu negociezi tocmai că e o echipă bună, unde, na, tot în România, toate cele, știi, poate că mai rămâne cu noi. Și hai să facem un picuț de curat aici, că ea că nu mai pot să bag alți jucători noi. Hai că scot și pe ăsta, îl scoatem și pe ăsta. Așa, și atunci sign, și tu out. Na bun, să vedem la office. Gigi Becali a vrut să fie un Europa League quarter final și acum desigur trebuie să câștig neapărat Liga 1, nu ne permite să așa, și trebuie să vând 2 jucători și să cumpăr 3 important players to replace them, finish the season without any unspent transfer budget. Ok. Capa? Mm-hmm. Și să câștig cupa. Na bun, se împute treaba, dar asta vom vedea de-abia în episodul viitor. Și da, cred că, sau nu, știi ce? Hai că tot facem acum și statistici și evoluări, de ce să mai lălăim? Haide că tot simulăm atunci până la final și ce-a fi, a fi, nu? Ok, ia uite așa cum tot simulăm și da, pe 7, bine a fi. Na bun, într-adevăr, below target, Gigi Becali e foarte supărat cu mine, pentru că desigur, na, ce să și faci, ați văzut care este the situation. Bun, vine aici o ofertă interesantă de la Başak Şekir pentru Robert Ion. Haide că negociem, haide că, da, l-aș vinde, de ce nu? Bă, du-te, cred că ziceam că l-aș păstra, poate pe sezonul viitor, știi, să-l vând sezonul viitor, dar, ba nu, mai bine așa, bine mi-am amintit, că mai bine sezonul viitor, eu știu care e bugetul, poate am nevoie de una de alta, și, n-am fost foarte atent și uite că mulți jucători de ăștia tineri, aha, cu unsettled, și-au terminat contractele cu noi. Hai să vedem din nou așa la academie și să vedem ce se întâmplă. Avem aici unul de 65, de la 59 la 65. Da, bro, așa vorbim, aia zic. Na bun. Tocmai asta e, știi, și că cumva mai zis și la voi de multe ori. Ia uite, poate fi asta, dragul meu. Mamă, poate că asta fac o excepție. 91-94, epic. Dar, desigur, foarte mult vreau să fiu atent aici de jucătorii care au de la bază de juniori să aibă un overall măcar către 60, știi? Deci ăla mi-e așa un lucru foarte important. Da, bun, deci, facem o mică recapitulare. Am câștigat, opa,
ăla era de relegation group. Da, hai să vedem. Dacă ar fi fost să avem Liga a doua României, ar fi, ar fi retrogradat Gaz, Metan și Mioveni și Voluntari cred că ar fi jucat meci de la de baraj. Noi am câștigat campionatul 5-7 de puncte urmată de CFR Cluj. Opa, ia uite CFR-ul. Noi am avut două egaluri și un meci pierdut, dar CFR-ul a avut două meciuri pierdute. Aha. Farul Constanța pe 3 urma de Universitatea Craiova și Argeș și cealaltă Craiova. Bă, asta cred că e al doilea sezon în care ambele echipe din Craiova performează foarte, foarte bine. Fantastic. Felicitări lor. Bun. Hai să vedem. Am câștigat cupa. Ce mai avem pe aici? Așa ceva interesant. Champions League a fost câștigată de Paris Saint-Germain. Wow. Europa League a fost câștigată de Chelsea. Parcă n-aveam echipe decât în conference, dacă rețin corect, așa e? Ah, dar nu, că ziceam că eu am rămas ultima. Da, n-are rost. Aici n-am foarte curios. Ah, da, ia uite, cu Ferencvaros. Villarreal a câștigat la penaltiuri. S-a ajuns până la penaltiuri aici cu Ferencvaros. Bă, ce echipă puternică. Da, felicitări lor. Și ia uite, wow. Liverpool a fost în Conference League și a jucat cu OM și care ziceam că bă, hai bă, să țintesc chestii trestii, ia că de Conference League ne e nouă locul chestii trestii. Meanwhile, Liverpool acolo, hold my beer. Uite-l măi pe Ivan de la Craiova. Ar trebui să-l cumpăr dacă mai au așa după Gigi Becali de pe vremuri. Cei mai buni jucători din Liga 1 a României ar trebui să-i cumpăr. Ia uite-l acolo pe jucătorul nostru, deci Popescu și Coman, logic. Balans, Talia, Hefte acolo, Stoica, deci atacul nostru e bun, ia uite, Popescu, Coman și Stoica. Un atac frumos, un atac cu adevărat quality. Cele mai multe asisturi, wow, Olaru, 16 asisturi urmat de Roman cu 7, what? Pigliaceli, portarul celor de la Craiova are 6 asisturi, portarul, bră, what the fuck? Și la portari, bine știți bine că am început o perioadă în care l-am avut pe portarul acela Longhi, îl vedem aici, dar numai 5 meciuri. Dar da, 5 meciuri, cine știe, dar totuși, uite, Târnovanu, de când l-am pus înapoi, face treabă. De uite-l aici pe Ioani de la Farul, ar trebui să-i dau și lui un scout, că pare destul de interesant, dacă știi cum zic. Bun, hai să vedem atunci statistici și evoluări. Îl vedem aici pe Târnovanu, care a evoluat 4 puncte, dragi prieteni, 4 puncte, în overall, foarte bun, acest, foarte bine, un sezon care a prins maxim. Între timp, la Andrei Vlad, deja la 24 de ani, împrumutat la Atletico Mineiro, 70, bro, l-aducem înapoi. Și nici nu știu dacă la 24 de ani, oare mai poate evolua Vlad. What? Dragi, bă, eu am vedenit sau Vlad mi-a arătat că e 70, am zis return from loan și între timp ce a venit înapoi din loan are un plus 2. What? Bun, între timp, Weisinger, ia uite două puncte acolo la Tondela, e ok, pe drumul cel bun și el, Cernat, loan liste n-am reușit să-i prind nimic, Șerban iarăși meh. Showing great potential, plus 1. Ia uite, Drăgușin, plus 5, 74 overall pentru omul nostru, Radu Drăgușin, venit de la Juventus. Foarte bine, bro, dică la plus 5. Și aici, plus 2 pentru Nedelcu, deja la 26 de ani, nasol un pic. Dursun împrumutat la River Plate, uite, 71 overall, deja mai degrabă l-a jucat pe Dursun, că totuși 18 ani față de Nedelcu, 26, știi, mai degrabă l-a jucat pe ăsta, că pe ce să mi-a revoluat, sau chiar pe ăsta, Okoh. Bun, Vinicius oricum se retrage, minus 8, 5, 6, wow. Așa, avem aici, un alt ungur, Mezoroș, care are un plus 3, 70 overall, bravo, Hăruț plus 2, 73 overall și el, Perianu plus 3, bine, și Perianu ia, pe drumul cel bun, 69, Alexandru l-am dat la Sepsi, Olaru care a fost on fire cu cele mai multe asisturi, vedem imediat la stats-uri, 78 overall pentru el, avem aici și pe șut care ușor, ușor și-a făcut prezență mai bine în primul 11 față de Albu și a evoluat 3 puncte, deja 73 overall, Albu aici plus 2 la 71 overall, Patino a ajuns și el la 69 overall și poate că ia
Șut deja la 24 de ani, ar trebui să văd exact cum le mai mișcă acolo. Ciobanu așa, Olah plus 5 la Fortaleza, i-a prins bine acest loan, se pare că la Otto Olah și foarte bine a evoluat acolo. Longo la Osasuna doar un punct, dar na, cum zic, cât să fiu. Bun, Dobrogean, Miron, uite-l pe Miron, plus 6, deja la 65 overall și shows great potential. Aia spun, ăsta, a, ăsta cred că acum l-am adus, da, 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 ăsta acum i-am dat, aia nu l-am recunoscut. Dar bun, îl vedem aici pe Cristea, care a fost unul și este unul dintre cei mai importanti jucători acolo pe cam, chiar dacă să vedem mai la statistici câte goluri, câte asisturi, oricum, foarte bine a și evoluat. Ăsta l-am vândut, Mățan, ia uite, plus 2. E decent ca și o rezervă, plus 2, deja 71 overall. Îl vedem aici pe Cristian Dumitru, împrumutat la Al-Hilal, doar un plus 2, 67. Mă așteptam la cea mai mult. Haide, bro, fă și tu ceva acolo, do something. Și îl vedem aici pe inegalabil Octavian Popescu, plus 4, 83 overall. Gheorghe, ce surpriză, n-a jucat deloc la Brentford, dar măcar am scăpat de măgăria aia cu... submitted the loan listed, știi, că de ăla n-avea ce scăpa, mi s-a mai întâmplat de câteva ori, e un fel de bug aici în career mode. Nu că primești chestia aia de loan, ci că odată și dacă îl joci, mi s-a întâmplat să am un jucător, bă, loan listed, bă, l-am jucat o grămadă, cred că atunci în cariera cu, și în cariera cu Ucraina mi s-a întâmplat cu portarul Trubin, că am l-am jucat după aia non-stop, non-stop, non-stop și tot submitted loan list și a terminat sezonul, aproape el a fost portarul titular și tot, nu, chiar dacă am primit mesaje de alea cu thanks boss for playing me și nu știu ce, că ea că m-am răzgândit, nu, tot a rămas blocat. Ok, îl avem aici pe Marco Lazetic, venit de la AC Milan, puțin îmi pare rău că nu l-am jucat un pic mai mult, dar acum sezonul ăsta o să-l bag mai în serios, având în vedere că Drăguș deja la 23 de ani și a avut momentul său, să zic, de glorie, când a fost Florinel Coman din nou rupt și a fost el titular și nu cred că a făcut tare mare brânză. Așa că hai să vedem statistici. Octavian Popescu, goalgetter absolut. Aici știți bine, Liga 1, cupă europene, bla bla. Urmat de Coman 16 goluri, Stoica 15, Olaru 13, Cristian 11, Radunovic 7, bine bă. Și uite-l aici pe Drăguș, 36 de meciuri, doar 6 goluri. Hai să vedem la asistul, asistul Oraru 18, urmat de Popescu cu 10, Cristea cu 7, Radunovic, mamă, ăsta a fost sezonul lui. 4 asisturi, Șut 4 asisturi, Albu 4 asisturi, Nedelcu 3 asisturi și aici l-avem și pe Târlovanu, portarul nostru cu un asist. Superb! Dacă ne uităm care este cel mai scump jucător din lotul nostru, este inegalabil Octavian Popescu, în momentul de față a crescut cota cu 48%, deja a ajuns la 56.5 milioane. Urmat de Cristea, care a evoluat 272% în cotă și deja este evaluat la 20 de milioane de euro. Urmat de Olaru, care și el cu 105% evoluție pe market, la 20 de milioane. Urmat de Stoica, 11 milioane. Drăgușin cu 9, ia uite, 181%, cred că i-a crescut cota și deja este 9 milioane. Coman 7.5, un chilipir, zic eu, pentru Coman. Clar, nu o să-l vând eu prea repede. Uite și Codrea. Bine, mă, bine, mă. La Zetic, uite, ești 3.8 milioane. Super. Îl vedem aici și pe Dursun, care l-am împrumutat acolo, cum bine vedeți. Ia uite, și el este cotat la 3.7, Hrus 3.5, Shoot 3.5, Mezoros 3.5, Patino 3.3, Okoh 3.2, 3.2. Bă, avem o echipă chiar faină. Adică printre puținii care nu valorează nimic să se dă care oricum se retrag la final de contract și ceilalți jucători tineri care până și ăștia, uite, Long 1 milion, Lixandru care l-am vândut 1 milion, Cernat 1 milion, Radunovic 1.4, Tănase 1.7, Șerban 1.8. Da, foarte fain, foarte fain. Și cam așa se oprește acest sezon, final de sezon, care... a fost, zic eu, discutabil, am luptat cât am putut de bine în Champions League, am ajuns în Europa League unde, nu știu să fiu sincer ce s-a întâmplat, cred că voi da vina pe mine însumi, am avut un prim start rău acolo în meciul cu Montpellier, urmat ca returul de astăzi să fi jucat, am jucat mai bine, dar na, nu destul de bine încă să întoarcem.
Dar cam asta a fost. Ce să-i faci, na, ce să-i faci. Vedem acum sezonul viitor. Să sperăm că va fi mult mai bine și vom primi o grupă și vom prinde o grupă mai accesibilă. Dar asta vom vedea pe data viitoare. Numai bine, pa, pa!